Salut, eu sunt Cornel. Astăzi o să vă fac o scurtă cunoștință cu alimentatorul de bile ACM de la Octagon Airsoft. Îl găsim pe octagon.com cu cod produs 2240 la suma de fix 20 de lei și vă recomand să intrați să-l luați pentru că este un must have. De reținut că această nuanță poate diferi în funcție de lot. Spre exemplu, pe site apare ceva fumuriu pe negru, ceea ce mi-ar fi și plăcut să primesc, dar a venit pe varianta aceasta transparentă și, sincer, nu mă deranjează absolut deloc. Deci, ce avem în acest ambalaj? Avem un mic adaptor care se pune, presupun eu, se pune în acest capăt. Astfel și cred că este pentru încărcătoarele cu capacitate mai mare, pentru puști sau ceva de genul. Nu sunt sigur, n-am pușcă, n-am de unde să știu, nu l-am folosit, l-am pus deoparte. Deci avem așa, un alimentator de bile ACM, este transparent, avem o capacitate de bile de maxim, o capacitate de maxim 100 de bile. N-am numărat, dar presupun că și conform marcajelor și specificațiilor de pe site, cam asta ar fi, 100 de bile. Greutatea lui, atunci când nu sunt bile înăuntru, este de 55 de grame, pardon. Este făcut din plastic. Funcționează destul de bine. O să vă arăt imediat cum se încarcă un încărcător cu acest speed loader. În primul rând, se și blochează acest arc care împinge bila în încărcător, astfel încât să puteți să-l transportați cu ușurință, așa cum fac eu. Da? Într-un port încărcător, stă aici, foarte bine, mersi. Da? Așa, haideți să vă arăt cum se încarcă. Deci, se deschide căpăcelul. Se iau bilele și pur și simplu se introduc. Acest încărcător este mână cerească pentru cei cu degete mari ca și mine. Pentru că noi cunoaștem cât de greu e să încarci un pistol cu aceste degete. Da? Ele se adună aici. Mă rog, ați înțeles ideea. Să spunem că s-au umplut. Da? Pilele sunt înăuntru. Apăsăm pe acest release. A sărit pârghia asta, luăm încărcătorul, tragem de arc. Nu vă recomand să faceți ce am făcut eu acum, pentru că se poate deteriora buza aceasta de fit. Ok, și pur și simplu, ups, o mică greșeală, se alimentează cu bile. Da? Se poate umple foarte repede un încărcător. Bine, eu nu l-am umplut al meu, din când în când mai trebuie scuturat pentru a se așeza bilele. Eu n-am umplut alimentatorul ca să nu pierdem timp, doar am vrut să vă arăt procedeul de funcționare, de operare. Da? Bilele sau, mă rog, trebuie un pic aliniate. Perfect. Cam asta este alimentatorul cu bile de la ACM, disponibil pe Octagon la un super preț, chiar ieftin, de 20 de lei. Eu am la două, vă sfătuiesc să vă luați și voi. Cel puțin pentru pistoare sunt, eu zic că sunt indispensabile. Mulțumesc, eu sunt Cornel, pe data viitoare.